În ultimele luni, fenomenul fake news a luat amploare în Republica Moldova. Mass media și rețelele de socializare sunt asaltate de știri false care sunt livrate ca adevărate. Iar odată cu invazia rusă în Ucraina, fenomenul pare de neoprit. Mediul online este intoxicat de știri false care sunt utilizate ca instrument de propagandă și dezinformare. Noi suntem Moldova! Nu suntem NATO! Nu avem război la noi în țară! Octombrie 2022. În presa rusă apare o informație precum că președintele Maia Sandu ar pregăti mobilizarea generală în Republica Moldova. Propagandiștii ruși au distribuit știrea falsă pe un canal dubios de Telegram. În mesaj se spunea că va fi deschisă o nouă linie de front pentru armata rusă și trupele române. Tot atunci, pe un alt canal de Telegram a apărut o înregistrare la fel falsă, în care Maia Sandu ar vorbi cu premierul Ucrainei despre o posibilă mobilizare în Republica Moldova. Ви должны быть готовы к проведению мобилизации в стране. Да, если это произойдет, то, конечно, мы проведем мобилизацию. Informațiile au fost preluate fără a fi verificate de mai multe canale de presă. Între timp, Ministerul Apărării de la Chișinău a dezmințit informațiile din mediul online legate de mobilizarea rezerviștilor. Actualmente nu se discută despre mobilizarea în Republica Moldova. A menționat că armata își desfășoară activitatea în conformitate cu planurile sale stabilite încă anul trecut. La rândul său, președinția de la Chișinău a menționat că înregistrarea video este o tentativă de a o implica pe Maia Sandu într-o manipulare de tip deepfake. Declarațiile prezentate în secvența video sunt trucate prin montaj de sunet și imagine. Experții spun că astfel de trucaje pot fi realizate de oricine, de oriunde și distribuite pe rețelele de socializare. Acum a apărut foarte mare manipulare în TikTok. Deci TikTok-ul este o rețea care dă videouri și ea este în format de scrolling, la fel foarte simplă, și tu vezi o secvență din speech-ul unei companii, a unui politician, a unui om. Tu nu vezi tot contextul, nu vezi harta mare, vezi doar 15 secunde. Și ai impresia, mai ales dacă cineva vrea să mai pui încă o leacă de sunet în spate și o leacă de efecte horror, ai impresia că chiar e mobilizare, cum în cazul discuției. Sunt multe modalități prin care falsurile sunt împachetate astfel încât să pară cât mai credibile. Puțini oameni din Republica Moldova știu, de exemplu, ce este fenomenul deepfake, adică un fals foarte adânc. Sau puține lume știe cum prin metode de montaj sau de trucare a unor fotografii sau imagini video pot fi arătate imagini care se transmită de fapt alt mesaj. O altă informație falsă care a devenit subiect de speculație pe rețelele sociale este cea despre tehnica militară observată pe câteva drumuri naționale. De fapt, militarii basarabeni participau la exercițiul Scutul de Foc 2022. Unii comentau că ar fi vorba despre echipamente NATO, iar în Autonomia Găgăuză s-au răspândit falsuri că această tehnică este folosită pentru suprimarea protestelor din regiune. Iar unele site-uri din Rusia scriau că autoritățile din Republica Moldova pregătesc un masacru în Găgăuzia. În online, mai ales dacă tu noaptea consumi internetul, tu ești destul de manipulat în formatul de vizualizare. Asta deja psihologie este. Și dacă eu îți spun, pune like la această postare și fă share, din 100 de oameni 30 să fac asta. Dacă eu am mulți bani, la nivel de buget, eu pot să fac așa ca Facebook-ul tău să vadă mai des postările mele decât postările lui. Ei cred numai în asta pentru că ei văd numai asta. Ei văd numai pe liderul lor. De ce? Pentru că Facebook-ul îl arată, pentru că ei dau like, ei comentează. Și Facebook-ul creează un feed după tine, după cum tu gândești. Foarte multe canale de comunicare din seria Telegram, unde adună oamenii, acolo încă mai periculos ca Facebook-ul, în care pe tine te adună într-un grup, unde sunt toți care gândesc ca tine și îți formează comunități care sunt pro sau contra de anumită o idee, anumit concept. Printre alte informații false răspândite recent chiar de către unii deputați din opoziție este cea privind deschiderea unor laboratoare biologice la Chișinău. Deși sunt știri care nu corespund adevărului, unii oameni le iau ca adevărate, mai ales că vin din partea unor persoane publice. De ce în Moldova trebuie să fie deschise 4 laboratorii? Este un acord ascrit între guvernul Republicii Moldova și США despre că aici vor trăsmatriva și ispitiva viruse foarte periculoase pentru cetățeni. Prima dată în viață aud despre oarecare laboratoare pe teritoriul Republicii Moldova. Rog și Ministerul Justiției și Comisia Securitate și Ordine Publică să vină cu niște amendamente pentru a descuraja legislativ promovarea deliberată a minciunilor, dacă nu este o condiție
psihică. Ele trebuie să fie sancționate conform legii. Pentru că e oribil. E oribil deja. Deci degradarea nu are limite. Știrea că Republica Moldova ar începe să înroleze bărbați în armată a fost unul dintre cele mai răspândite falsuri din spațiul public în ultima jumătate de an. Alte informații neadevărate erau că Republica Moldova va fi implicată în războiul din Ucraina, ori va fi atacată sau că bărbații ar urma să aibă interdicție de a părăsi țara. A produs panică și informația potrivit căreia nivelul de radioactivitate în Republica Moldova este foarte ridicat. Lista știrilor false este completată de informația potrivit căreia regimul de la Tiraspol intenționează să proclame independența regiunii separatiste transnistrene. Autoritățile au dezmințit toate aceste manipulări și au îndemnat cetățenii să se informeze din surse sigure, printre care și canalul de Telegram al guvernului Prima Sursă. Foarte multe din aceste falsuri au fost amplificate de postările făcute de deputații, unii deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Scopul este de a susține informațional această invazie, de a încerca să justifice. Cel mai grav fenomen care se întâmplă acum este că oamenii s-au obișnuit să facă, să redistribuie informațiile, în special din rețelele sociale, fără să le verifice. În felul ăsta, acest ghem al dezinformării crește de la o zi la alta. Cei care distribuie astfel de informații urmăresc un scop bine determinat și anume vor să le impună consumatorilor media un mod de gândire, percepții pentru destabilizarea situației în Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina. Experții cred că politicul este principalul comanditar al știrilor false. Propaganda rusească, care este foarte activă în Republica Moldova până în acest moment, vorbește despre faptul că neutralitatea Republicii Moldova ar fi periclitată de contactele pe care le au militarii moldoveni cu anumite state vecine, cu Ucraina, cu România, și probabil că, evident, Rusia ne-ar vrea dezarmați, descurajați, demobilizați și lipsiți de apărare. Cetățenii sunt extrem de fragili, extrem de vulnerabili la propaganda sistematică care încă este foarte activă în Republica Moldova. Avem mulți oameni care, din păcate, nu mai acceptă să fie convinși. Ei sunt zombați de propaganda rusă și atunci cu ei este foarte greu de lucrat. Avem și regiuni în țara noastră cu o influență rusească mult mai accentuată decât în general pe țară. Este vorba de regiunea transnistreană, dar și de autonomia găgăuză, unde susținerea pentru ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, pentru acțiunile Rusiei, este mult mai mare. Astfel, războiul din Ucraina nu e doar pe câmpul de luptă, ci și pe rețelele de socializare, unde sunt distribuite zilnic știri și imagini false, iar fenomenul e greu de controlat. Peste 60% din populație se informează din social media. În Republica Moldova acest domeniu este total nereglementat. Și pe plan internațional există mari carențe, dar absența unor reguli clare, predictibile, dar ușor de suportat sau ușor de articulat sub formă de norme, creează iarăși un spațiu foarte larg de, pentru abuzuri, pentru utilizarea acestui vacuum de către propaganda rusească, care în momentul ăsta este propaganda războiului. Cel mai simplu mod de a înțelege dacă un videoclip este real sau fals este să fiți atenți la anumite detalii, cum ar fi timpul sau elementele grafice. 80% din internet se consumă din telefon deja. Noi avem un ecran destul de mic și puțin ați deschis vreo știre și ați intrat să vedeți istoria, cine sunt fondatorii acelui site, care este sursa. Majoritatea cetățenilor rămân însă vulnerabili în fața acestor fake news-uri. Puțini sunt cei care analizează sau verifică informația pe care o citesc sau imaginile pe care le privesc. Uneori știți și ascult și spun, dar așa faci și gândești tu și cum gândești tu, în felul așa. Încercați să verificați dacă informația este adevărat? Nu, prea e cu cine să verifici. Ca să nu mă stresez, nici nu mă uit. Pur și simplu nu mă uit la știri. Sau fugitiv prin internet, dacă așa, ce-i mai important. Încercați să evitați știrile false sau cum vă dați seama că este vorba despre o știre falsă? Mai răsfuiesc alte informații.
și îmi dau seama cât spați. Depinde ce canal privești, fiecare își orientează știrea în, hai să zicem, în luntre care îi interesează. Cea mai mare provocare în combaterea dezinformării este identificarea sursei care generează știrile false și mecanismele de sancționare a autorilor. Dacă în cazul instituțiilor mass media acestea pot fi sancționate de Consiliul Audiovizualului, atunci în mediul online situația este alta. Fake news-urile, nu există lege care să interzică din prima fază oricine poate creează. Însă, dacă mulți raportează, algoritmul poate să blocheze anumite pagini. De la începutul războiului ruso-ucrainean, SIS a desfășurat măsuri de prevenire și contracararea dezinformării și propagandei și a solicitat blocarea 11 portaluri web care incitau la ură și război în condițiile stării de urgență. Sigur, trebuie să avem instrumente și mai puternice de intervenție. Atunci când în februarie, chiar la începutul războiului, s-a dat curs suspendării licenței pentru Sputnik, a fost o acțiune conștientă de limitare a utilizării abuzive a mijloacelor înregistrate în Republica Moldova, care luptau și lucrau împotriva interesului public. Potrivit experților, măsurile de contracarare a dezinformării trebuie să fie foarte clare. Trebuie să avem grijă ca ceea ce facem noi să fie de o parte conform cu normele democratice și să asigure libertatea de exprimare, în același timp să descurajeze și să sancționeze falsurile evidente care sunt transmise intenționat. Este important să fie luate măsuri mai drastice cu cei care distribuie sau diseminează știrile false, inclusiv cu persoanele publice. Și dezmințirea informației false este o adevărată provocare pentru jurnaliști, mai ales atunci când nu există o reacție rapidă din partea instituțiilor statului. O campanie amplă împotriva informațiilor false și tendențioase, denumită Stop False, este desfășurată în ultimii ani de Asociația Presei Independente. De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei din februarie, noi am remarcat o creștere de aproximativ 30% a numărului de semnale care ne-au fost nouă transmise de către publicul consumator de media. Și apropo, cam aceleași platforme mediatice care au distribuit teoriile conspirației despre COVID-19, cam aceleași platforme mediatice distribuie acum falsuri despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, ceea ce ar putea duce într-o anumită măsură la concluzia că este vorba de același centru de comandă. Pentru a nu cădea pradă manipulării, trebuie să știți, să detectați și să opriți dezinformarea online. Mai întâi trebuie verificată sursa informației, dacă este de încredere sau un site obscur. Apoi verificați autorul pentru a vedea dacă este un cont verificat sau un cont fără nume real și poate fi un troll. Urmează conținutul și imaginile. Dacă acestea vă trezesc semne de întrebare, atunci înaintați un raport la administrația site-ului sau rețelei socializare. Toate oferă astfel de instrumente. Totodată pot fi raportate portalurile web suspecte pe site-ul sis.md, la rubrica Fake News sau pe stopfals.md. Trebuie să punem mai mult accent pe cetățeanul eliberat de constrângerile unui spațiu de format informațional. Uitați-vă, de aproximativ 15-20 de ani, propaganda rusă a pus accentul și pe divertisment. Cred că ar trebui să existe un sistem de alertare timpurie a surselor, a platformelor care induc în eroare publicul și crearea unor instrumente de educație a intoleranței la fraudă informațională. Oamenii, din păcate, la noi s-au obișnuit să aibă încredere într-o singură sursă de informare, într-o singură televiziune, post de radio, ziar și așa mai departe. Să le dăm cunoștințe elementare pentru că oamenii să se poată proteja și să învețe să se documenteze din știri din surse diferite. Trebuie să înțelegem noi ca și consumatori că în afară de noi înșine nimeni nu are interesul la modul sigur să gândească în locul nostru. Un mecanism sigur care să apeși un butonaș și să fie în siguranță, din păcate, nu există. Sunt acțiuni, dar sistemul nostru, în general, sistemul, este mult mai tânăr decât problemele care se fac. Lupta cu știrile false, cu siguranță, este o luptă continuă. Precis. Ea nu a fost stopată niciodată,
Eu am fost mereu. Combaterea dezinformării trebuie să fie un efort coordonat în care să fie implicați toți actorii, de la instituțiile publice, la mass media, la platformele sociale și cetățenii de rând. Ține de noi să gândim critic și să ne dăm seama dacă o informație este adevărată sau nu.